Astăzi este marți, 19 martie 2013 și mă aflu în al doilea compartiment de matcă al tandemului Colimofil, format din domnul Michi plus Cornel. Stau de vorbă cu tânărul manager, domnul Dumitru Cristian. Cristian, ia spune-mi, acum ce ne prezinți? Ce păsări de calitate? Un mascul foarte bun. Da. De matcă, provenind de la domnul Chicheanu, da, de la dânsul din crescătorie, fiind din celebrul record, da, da, fratele, da, lui 41, exact, super, care super porumbei, ne-a mers foarte bine din el, la demifond viteză. Super mascul, super mascul, un ochi excelent. Foarte bun. Foarte bun. Și reproducător, cât și zburător. Da. Avem aici o femelă foarte bună zburătoare, cât și reproducătoare. Da. De la domnul Nicolaescu, obținând locul 1 la caplani din ea. Din Barcelona. Am înțeles că locul ăsta 1 a fost obținut în niște condiții foarte bune, adică a fost, da, primul porumbel sosit, dacă nu, da, greșesc. Da, da. Primul porumbel sosit la noi, locul 1 pe lansare. Tatăl, da, ei fiind achiziționat cu vreo 20.000 de euro de domnul Nicolaescu. O femelă foarte bună, care a demonstrat la dânsul în crescătorie, cât și la noi. Da. Obținând locul 2 și 4 național fond și la noi puii ei. Mm-hmm. Super. O avem cu un mascul de la Vestrate. De la Raul Vestrate, nu? Da. Achiziționat direct din... Da, 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 da. Un mascul foarte bun. O aripă foarte bună. Într-adevăr. Un mascul de... Clasă. Clasă. Super. Trebuie să fie foarte ușor, nu, să lucrezi cu asemenea păsări de calitate. Cum e? Este dacă ai marfă bună pe mână. Ai calitate. Ai și ai. Am o femelă din tot o nepoată din Kleine Dirk. Da. La Nicolaescu. Se vede. La domnul Nicolaescu. Se vede după fenotipic. Da. Fică din Amira, tatăl ei fiind de Vale. Da. Îl cunoaște foarte multe lume. Obținând locul 3 la caplani. Oh, bun. Bun. Da, da. Excelent. Ce alte bijuterii mai ai pe aici? Un nepot din Cannibal. Excelent. Asta este un porumbel preferat mie. Da? Îl, da, preferi, da, ai văzut? Da, da, da. Da. Foarte frumos. Superb. 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 O aripă super. Într-adevăr. Cât și reproducător. Mai avem încă doi frați de Sherlockens, tot de la domnul Stănescu. Da, excelent. Foarte, foarte buni reprezentativ, cursele de demifond, cât și general. Da. Combinându-i cu Gabi Van Den Abel. Cu Gabi Van Den Abel? Acum cu ce e? Au găsit foarte bine. Anul ăsta, de exemplu, cu ce e pereche? Tot la fel. Tot? Gabi Van Den Abel, Gus... Gus Cristian, nu? Da. Stai puțin. Acesta fiind fratele celui dinainte. Da. Seamănă foarte bine și... Într-adevăr. Sunt niște porumbei de clasă. Cristian, pentru cei interesați
Ați vândut porumbei, pui din aceste perechi de reproducție până acum? Deocamdată nu, dar așteptăm rezultatele. De top 10, nu? Da. Top 10 da. La nivel național, nu? Și după așteptăm și... Femeie foarte, foarte bună. Originală Robert Venus. Excelentă. O aripă foarte bună. Și cât și reproducătoare. Se poate confirma, mama lui 411 de 2006. Da. Un bun zburător la categoria de fond maraton al domnului Nicolaescu. Da. Păsări excelente. Și închei prezentarea. Așa. Un mascul celebru de la domnul Chicheanu. Un consacvin pe 41. Da. Din 41 cu sora lui. Un mascul extraordinar. Exact. Un ochi de mare reproducător, se vede. Care... N-au mers atât nepoții, cât și fiii din cât el. Cât și fiii direct, nu? Da. Super. Și îi mulțumim domnului Chicheanu pe această cale. Deci valoarea porumbeilor a confirmat-o și la da, București, nu? Da. Excelent. Foarte bun. Încercăm anul acesta și la Columbodrom. În da. Africa de Sud în Africa de Sud, da? Vezi duce porumbei? Da. Super. Ar fi și păcat pentru că... Sunt păsări de foarte bună calitate, cu origini deosebite, cu rezultate foarte bune obținute în timp. Da. Și eu sunt convins că rezultatele n-au cum să apară după ce am văzut aici. Crescătoria noastră dispune da? Numai de fii, cât și de fii de original, cât și de original. Porumbei original. Achiziționați Belgia, Olanda... Super, trebuie să recunosc că e super. Tu ești unul dintre managerii fericiți ai României, trebuie să recunosc, pentru că ai la îndemână cam tot ce ți-ar trebui să obții marea performanță. Felicitări atât ție, Cristian, cât și celor doi proprietari ai acestei frumoase crescătorii și a porumbeilor, tandemul Michi plus Cornel, pentru marea pasiune, pentru investiția deosebită de timp, nervi, și în ultimul timp și bani, pentru că sunt foarte mulți bani, sunt convins că au fost plătite sume foarte mari pentru da. Aceste păsări excelente. Nu greșesc, nu? Nu. Nu le spunem acum, pentru că nu vrem să intristăm pe majoritatea crescătorilor din România, exact. Da? Bun, te felicit și vă doresc în continuare mult succes. Mulțumesc frumos, vânt în pene tuturor. Toate cele bune, vânt în pene.